Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Povestea Vorbei, găzduită de postul regional de televiziune intermedia Suceava și desigur de Asociația Institutul Bucovina. Aici domnul Vasile Gafiuc ne privește din spatele unui geam și ne aplaudă pentru faptul că săptămânal suntem la dumnealui în ospeție și mai ales suntem în ospeție la expoziția pe care maestru Mihai Pânzaru Pim o are aici de la... încă o are aici până pe la jumătate sau dincolo de jumătate acestei luni. Sunteți invitați oricând să o vizitați și să priviți și de aproape creațiile domniei sale. Sigur, ele sunt în bună parte oferite și dumneavoastră prin acest intermediu, prin cadrele pe care domnul Cătălin vi le pune la dispoziție. Dragi telespectatori, avem alături de noi pe domnul conferențiar universitar, doctor. Abilitat, așa, bine a spus dumnealui. Da? Sunt niște termeni pe care eu încă nu le stăpânesc când de ajuns. El o să ne explice despre ce este vorba. Este vorba despre domnul conferențiar, doctor, abilitat, Radu Bruja, de la Universitatea Ștefan cel Mare, Facultatea de Istorie și Geografie. Domnule profesor, bine ați revenit la noi. Nu ne-am văzut de, poate mai bine, de un an. Și, sigur, în acest interval avem s-a adunat îndeajuns de mult timp în care să ne creionăm alte idei și alte viziuni asupra ceea ce ne înconjoară. Trăim într-un mediu destul de complicat și politic, dar politic național, dar și internațional. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Ne-am mai văzut noi, nu chiar de un an de zile, să nu ne fi văzut, dar nu în cadrul, într-un mediu organizat. Și dați-mi voie să mă acomodez cu nou cadru unde filmăm, pentru că n-am nimerit niciodată într-o expoziție a domnului Pim și atunci mă bucur să fie ajuns măcar prin intermediul unei emisiuni pe care o facem împreună. Da, am înțeles că două sau trei dintre aceste creații ale domniei sale chiar o să fie în consonanță cu discuțiile pe care le vom purta în continuare. Păi din capul locului văzusem acolo sus că unde-i lege nu-i tocmeală și tocmai asta vreau să discutăm despre cum să se încalce legea. O să vedem cum s-a încălcat. Nu trebuie să dăm modele. Dar nu trebuie să dăm sfaturi, ferească Dumnezeu, pentru că nu e bine să dăm sfaturi în acest domeniu. Stimați telespectatori, împreună cu domnul profesor Radu Bruja vom vorbi despre sociologia proastei guvernări în România. Sigur, pentru a nu fi acuzați de cine știe ce partizanat politic sau nu știu mai ce, domnul profesor se va referi în principal la proasta guvernare în România din perioada interbelică. Sigur, au fost și bune guvernări, dar noi discutăm acum, analizăm subiectul acesta mai sensibil, despre care se vorbește mai rar și pe care domnia sa l-a analizat și ca atare o să-l întreb pe domnia sa de ce crede că este asemănătoare modalitatea în care se guverna România în urmă cu 80-100 de ani cu modul în care este guvernată astăzi. Da, ar trebui să plecăm de la un excurs istoric asupra ultimilor 30-33 de ani. Imediat după prăbușirea regimului comunist în România, perioada interbelică a apărut ca a fi una mirifică cu standardele de viață interbelice, cu valorile democrației pe care perioada le-a propus și cu realizarea de la 1918 în fond. Cred că cel puțin în prima jumătate a anilor 90, când s-a reînceput, să zicem, rescrierea istoriei cu punerea la locul lor a regilor României, cu valorificarea biografiilor marilor personalități ale democrației interbelice, să dăm doar exemplele lui Ionel Brătianu și Iuliu Maniu, sau cu revalorizarea în sine a epocii, România a preluat perioada interbelică aproape ca model. Și vă spun asta pentru că cel puțin două partide, în perioada opoziției din 90-96, s-au erijat în partide istorice, ținând să arate românilor că de fapt erau continuatoarele partidelor din perioada interbelică.
Un deceniu mai târziu, pe la mijlocul anilor 2000, deja a început un al doilea val de reconsiderare a perioadei interbelice, trecuse și euforia primilor ani post-decembriști. Când și datorită accesului la surse din ce în ce mai variate și mai ales la cele arhivalice, am început să constatăm că democrația românească interbelică avea o serie de limite serioase. Mai departe, dacă mergem un deceniu, în preajma centenarului, anului centenar 2018, s-a rescris din nou întregul secol, de la 1918 până acum, într-o viziune și într-o manieră total diferită, în care, de fapt, perioada interbelică reprezenta un interstițiu extrem de mic și nu mai era caracteristică pentru istoria secolului 20. Acum, dacă am merge cu 10 ani mai înainte și ne-am întâlnit în 33, am constatat că, de fapt, perioada postcomunistă este la fel de lungă pe cât perioada comunistă. Și, de fapt, pe noi ne-a marcat mai mult, ne va fi marcând acum, încă am trăit mai mulți ani în perioada comunistă decât în perioada asta, unii dintre noi, nu eu neapărat. Dar deja peste vreo 10 ani, vom putea spune cam cu majoritatea, că perioada postcomunistă este cea care ne-a marcat biografiile, viețile noastre. Și atunci va trebui să reconsiderăm și perioada comunistă cu totul altfel. Revenind la democrația interbelică, sigur că ea nu s-a prăbușit odată cu instaurarea regimului comunist, ci un pic mai repede, în condițiile în care Europa se pregătea de un război. Și situația în Europa era cam cum e acum. Amenințarea cu un conflict militar era majoră, anii 38-39. Noi sperăm că acum nu se va repeta și că politicienii și decidenții de astăzi, din țările implicate, sub o formă sau alta, vor avea înțelepciunea să nu facă greșeala celor din 1939. Astfel că perioada interbelică, de fapt, e doar un interstițiu foarte scurt și nu îl mai putem percepe ca o epocă în sine. Însă, dacă ar fi să facem o comparație între modul cum funcționa sistemul politic interbelic și cum funcționează cel de astăzi, o să constatăm că astăzi lucrurile sunt mai bine așezate decât atunci. Noi avem, dar nu noi ca persoane, ci societatea umană, am să vă fac un detaliu și uite un pic. Am auzit o discuție în Finlanda, o țară pe care noi o privim cu foarte mult respect pentru înaltele standarde de viață, finlandezi plângându-se de vai ce rău în ziua de azi. Ei, noi avem un obicei ăsta ca societate să ne lamentăm de epoca pe care o trăim și să spunem vai ce vremuri trăim, gândindu-ne mai mult la ceea ce a fost înainte, ca la niște perioade, o imagine mai degrabă eroică a ceea ce a fost anterior și nu în realitatea ei. De fapt, noi astăzi trăim mai bine ca atunci. Asta e foarte clar. Bun, dar eu personal nu mă gândesc, vai ce frumos era când aveam eu 20 de ani. Cu certitudine, alt cumva privești lumea la 20 de ani, alt cumva la mult peste 50 și multe probleme de atunci se edulcorează, rămâne ce-i bun, nu? Sau ce-am fi dorit să credem că atunci a fost bun. Sau... Fac o comparație între perioada interbelică pe care n-am trăit-o, au trăit-o bunicii noștri, și perioada de după 1989. Ei, de exemplu, eu vă spun cum funcționa sistemul politic. Sistemul politic funcționa destul de simplu, în sensul că regele era cel care organiza de fapt viața politică și cel care hotăra cine vine la guvernare și și când pleacă. De ce? Regele era cel care numea primul ministru. În momentul în care primul ministru era desemnat, el își organiza echipa guvernamentală și numea la nivelul teritorial prefecții. După acest pas, se organizau alegerile și tot ceea ce trebuiau să facă prefecții, o să vorbim poate pe parcursul emisiunilor despre rolul prefectului în societatea interbelică, erau să câștige alegerile. Prin toate presiunile posibile, prin orice formă de fraudare, din călcarea legislației sau de presiune asupra electoratului pentru a câștiga alegerile. În momentul în care se organizau alegerile, avem 10 exerciții electorale în 20 de ani,
Primele 9 au fost câștigate de partidul care a organizat alegerile. Cel de-al 10-lea nu a fost câștigat de partidul acesta, cel care l-a organizat alegerile, pentru că regele nu mai dorea să meargă pe sistemul democrației parlamentare. Poate o să detaliem din ce motiv. Deci, din punctul ăsta de vedere, astăzi lucrurile sunt mai bune, deoarece nu este cineva care numește un guvern care să organizeze alegerile și apoi să fie lăsat cu toate mecanismele statului, poliție, armată, justiție, să le și câștige. Astăzi, totuși, votul este un pic mai... Regele era un pic mai puternic decât președintele zilelor noastre, nu? Categoric, da. Categoric, da. Fiindcă de sus în jos, nu? Mergea cumva... Noi aici trebuie să avem în vedere următorul lucru. Până la primul război mondial, primul rege al României, Carol I, mergea pe ideea de rotativă guvernamentală. Și cam era o medie de 2 ani, în care ținea fie dreapta, fie stânga la putere. După care demitea guvernul și venea celălalt. Astfel că partidele politice s-au obișnuiseră cu ideea că ele oricum vor ajunge la guvernare pentru că se mergea pe rotativă. Perioada interbelică schimbă un pic mecanismele. Regele Ferdinand nu are aliura lui Carol I, dar impune în continuare aceeași statut, pentru că asta îi permitea Constituția, de fapt. Constituția era modelată în așa fel. Și el a fost ușor influențat de politicienii epocii, unii dintre ei, și a adus la putere o rotativă a acelorași grupări, de fapt, cu aceleași interese. Vorbim aici de Partidul Liberal și de Partidul Poporului a generalului, ulterior devenit mareșal, Alexandru Averescu. Să nu confundăm cu un alt partid a poporului care n-a avut niciun impact. Și abia după dispariția regelui au putut veni grupările național-țărăniste la putere. E Partidul Național Român și Partidul Țărănesc, care fuzionează, creând PNTS-ul, cum îl știm noi, pentru perioada anilor 30. Astfel că atunci când ajunge regele Carol al II-lea la putere, deja sistemul ăsta era atât de cunoscut, românii se obișnuiseră cu el, nu era criticat la nivelul societății neapărat, încât nu se punea problema de schimbarea lui. Însă, el se va fi erodat. Dacă ar fi să concluzionăm, vedem că, de fapt, regele hotărea cine vine la putere și cine pleacă de la putere. Ei, cele 10 exerciții electorale, plus un al 11-lea în 39, dar în condițiile în care nu mai vorbim de democrație în România, au însemnat 22 de guvernări. Deci 22 de premieri a avut România. E adevărat, unii sunt la al doilea, al treilea mandat, dar comparativ cu cei 20-30 de acum de ani din coace, atunci aveam un guvern cam undeva la maxim un an și 9 luni. Nu am avut nici măcar cei 2 ani, deci un pic scade. Dar asta de ce? Pentru că două guvernări sunt de 4 ani. Sunt două guvernări care din 20 de ani scot 8. Celelalte 20 de guvernări sunt doar în 11 ani jumătate. Făcând însă o medie, vedem că guvernele interbelice sunt un pic mai scurte decât guvernele rotativei lui Carol I din antebelic. Dacă ne uităm după 1990, tot o să constatăm că guvernările scot de aici din discuții guvernul X, 1, 2, 3, 4, pentru că au avut loc remanieri guvernamentale. Nu le-am pus pe cele din interbelic când am luat guvernările. Sunt mult mai puține decât cele din perioada interbelică. Ceea ce înseamnă, de fapt, o stabilitate guvernamentală mai mare în perioada post-decembristă decât în perioada interbelică. Când tocmai această schimbare permanentă a guvernării înseamnă schimbarea prefecților, înseamnă din nou reorganizarea instituțională a statului, alții noi la putere, sau mă rog, era acea vorbă că pleacă ai noștri, vin ai noștri, pleacă ai noștri. Dar a dus la, să zicem, o serie de efecte negative la nivelul modului cum funcționau instituțiile statului. Și atunci asigur că avem niște limite clare ale democrației ca sistem politic. În schimb, ceea ce s-a întâmplat în interbelic
Și aici lucrurile ar putea fi mult mai nuanțate cu ceea ce s-a întâmplat după decembrie 89. A fost definit de un istoric german, dar să știți cu origini transilvanene, Hans Christian Mahner, ca un război intern, văzut ca un conflict între deținătorii puterii și contestatarii ei, prin gestionarea frauduloasă a resurselor economice și a influenței politice. Deci acest conflict între opoziție, permanent între opoziție și guvern și cei care sunt la putere, a generat acest război intern datorită modului fraudulos cum a fost gestionată de fapt resursa economică și influența politică și a slăbit coeziunea internă. Într-o Românie dodoloață, cum o știm, și care făcea foarte mare tapaj din menținerea integrității teritoriale a României mari, de fapt. Ori drama din 1940 are și foarte multe consecințe în plan intern. Și o să dau la un moment dat niște exemple ce se întâmplă cu provinciile care se unesc cu România și cum evoluează ele spre diferență de vechiul regat, care are un sistem diferit. Ei, asta duce de fapt la un conflict, zis război intern, în care cei care se află în actul guvernării impun măsuri de forță, în vreme ce opoziției nu-i rămâne decât lupta cu violența de limbaj. Deci aici avem o violență administrativă împotriva opoziției, opoziției rămânându-i doar violența de limbaj. Dar în opoziție au fost toate partidele. Deci nu s-a schimbat nimic. Au fost liberali la putere și țărăniști în opoziție, țărăniști și strigau către liberali. Și sintagmele sunt foarte cunoscute la pușcărie, hoții, delapidatorii de fond banul public, lucruri foarte cunoscute. În momentul în care ajung liberale în opoziție și țărăniște la putere, liberalii preiau violența de limbaj pentru că țărăniștii sunt, zicem noi astăzi, la butoane, da? Dar formula e, zicem, luau măsurile de forță în actul guvernare. Și atunci, de fapt, vedem că și unii și alții erau cam din aceeași lume. Ei, după 1989, nu intru în detalii, ne putem gândi că unele lucruri pot să ne apară destul de asemănătoare, deși nu mai avem aceleași persoane. Asta de ce? De ce a fost acest război intern? 20 de ani, deci toată democrația interbelică a fost dominată, în primul rând, din guvernarea prin măsuri excepționale. Dacă vă amintiți, e celebră formula din Poiana lui Iocan, în care îi spune, de acolo îmi scapă numele celui personajului, care îi spune Moromete, unde este starea asta de asediu, că eu nu o văd. Sigur știți, scena este foarte celebră. De fapt, starea de asediu, care era reglementată legal, însemna guvernarea cu ajutorul legilor siguranței și prin decrete lege. Decretele legi, un fel de ordonanțe de urgență, le-am zis noi astăzi. Ele purtau numele de decrete regale atunci, pentru că erau semnate de ministrul de resort, dar erau semnate, să zicem, semnate de rege și contrasemnate de ministrul de resort. Starea asta de urgență, asta însemna că legile siguranței, pe situații de strictă necesitate, cum ar fi războiul sau un pericol de război la frontiera țării, care ar putea implica sau vulnerabiliza granițele României, impuneau asigurarea acestei legi a siguranței, în care, de fapt, organismele de forță erau cele care luau deciziile. Dar ele impuneau deciziile, cu ajutorul lor se impuneau, desemnat le semnau politicienii aflați la guvernare, miniștrii și premierul. Ori avem două instituții distincte. Unul este Serviciul Special de Informații, SSI, cum îl știam din perioada din lucrări, și care este echivalentul unui serviciu de informații. Și cea de-a doua era Siguranța Statului, care de fapt era serviciu, noi îl știam în anii 90-2000, ca 2 și un sfert. Era Serviciul de Informații a Ministerului de Interne. Împreună, cele două asigurau starea de asediu. Cu alte cuvinte, dacă e ca în pandemia asta de am trecut-o, când a fost primul val și Suceava a stat în casă 2 luni. Dacă atunci se cerea lucrul ăsta, era obligatoriu. Sub sancțiuni foarte severe, inclusiv au murit oameni pentru nerespectarea legii de asediu. E adevărat, oameni din rândul partidelor extremiste, Partidul Comunist, sau din rândul grupărilor pro-legionare și legionare, dar avem și pierderi din vieți omenești,
Deci o situație de securitate foarte sigură. Aceste servicii, evident, erau conduse de regi și de guvern. Și ne dăm seama că în o campanie electorală, în condițiile legilor siguranței a stării de asediu, că tot nu vedea un cocoșelă de acolo, cocoșelă, da. Era, evident, un factor de presiune asupra electoratului, oferind organizatorului alegerilor, deci partidului care le organiza, succesul în alegeri. Și atunci, automat, ajungea în actul de guvernare și putea impune din nou mai departe măsurile de forță, pentru că el după aia tot le continua. Din punctul ăsta de vedere, situația interbelică a fost nu fericită. Când vorbim însă de legile siguranței, aș vrea să vă spun că dacă vorbim de implicarea politică a serviciilor de forță, în general, orice structură capabilă să obțină și să sintetizeze informații cu caracter politic împotriva adversarului politic este numit poliție politică. Deci dacă ar fi să definim poliția asta politică, nu numai ca o instituție, ci orice structură capabilă să facă lucrul ăsta, și atunci putem vorbi de poliție politică. Cum asta s-a perpetuat pe cele două decenii interbelice, nu mai putem vorbi de fapt noi de democrație în România interbelică. În vreme ce astăzi, iar există, știți, astăzi mai puțin vorbim, se vorbește, dar s-a vorbit foarte mult de statul paralel și care ar fi de fapt așa numita structură din umbră care poate să, să zicem, culeagă, să sistematizeze, să sintetizeze informații despre adversarul politic, mergând până la arestarea lui, a oponentului, poate nu fi neapărat din mediul politic, poate fi din mediul economic. Și în interbelic am avut numeroase cazuri. Ei, aici mai avem o chestiune foarte interesantă și după aia am să vă mai dau cuvântul. Da. Ca să vorbim, să încheie așa cu ideea asta de sistem politic interbelic și de limitele lui. A apărut în societatea românească, încă din antebelic, un antagonism între stat și societate, de fapt. Ce se întâmplă? După 1859 și mai ales din 1866, odată cu venirea lui Carol și cu Constituția de la 1866, noi am aplicat o legislație europeană și am introdus în România o legislație europeană. Pe filieră franceză, pe filieră germană, pe filieră belgiană, dacă dăm exemplu, Constituția din 1866, considerată cea mai liberală din epoca respectivă, era de fapt o copie aproape rând cu rând a Constituției Belgiei. Aici mai trebuiau și belgienii. Când vorbesc de antagonism, ea că noi n-am fost belgieni. Și după aceea, toate legislațiile care au fost introduse au fost tot după modele occidentale. Până aici, lucrurile n-ar trebui să le privim în sens rău. Dar e de fapt ceea ce Maiorescu numea teoria formelor fără fond, deoarece această legislație n-a fost adaptată la realitatea societății românești. O societate eminamente rurală, cu o rată a analfabetismului ridicată și cu o elită foarte îngustă. Asta a făcut ca legislația și toate legile să fie disfuncționale, de cele mai multe ori necunoscute de către românul de rând, de către omul de rând și care trăia de cele mai multe ori în mediul rural. Și apoi nici n-a existat vreun interes a politicianului, fie antebelic, fie interbelic, să adapteze legislația sau să o explice cetățeanului care era de fapt dominatul. Deci dominantul n-avea niciun interes să facă lucrul ăsta. Și ce se produce? Se produce o înstrăinare între populație și autoritatea de stat. Și stat, de fapt. Prin instituțiile statului. Practic, populația nu mai este cointeresată de niciun fel în actul guvernării și în lipsa actului guvernării nu vorbim nici de administrație. Și se întâmplă că, de fapt, românul este total dezamăgit de realitatea politică. Îi se pare că întreaga clasă politică nu este de fapt ceea ce își dorește și nu face nimic pentru el. Și de aici începe să vină contestarea puterii așa cum funcționează ea.
Adică dacă așa arată democrația, mai bine nu. Mai bine un autoritarism. Unii percepeau autoritarismul pe o scară foarte ierarhică. Și anume, regele trebuie să fie. I-am citit la vremea când lucram la teza de doctorat foarte multe, nu foarte multe, destul de multe scrisori care erau trimise casei regale de la oamenii simpli din România anilor 37-38, în care îi cereau regelui să desființeze partidele politice și să creeze un singur partid al regelui, pentru că ei doar în rege mai au încredere. Ăștia sunt ăia care văd foarte ierarhic toată chestiunea. Care erau instituțiile contestate? Parlamentul, încrederea era mare în armată și biserică și mică în parlament și partide politice. Vă spun ceva necunoscut? Nimic nou. Și ceea ce nu înțelegeau românii, care este rolul instituției considerate ca fiind etalonul democrației, parlamentul. Pentru majoritatea dintre ei, nu, ei înțelegeau parlamentarii niște oameni care merg și se ceartă în parlament, vorbesc mult, dar nu spun nimic, și în vreme ce ei aveau o meserie efectivă de pe urma căruia ieșea ceva. Lor le se părea că ei sunt utili societății, în vreme ce acești domni parlamentari erau total inutili. Și atunci regele trebuie să iau o măsură împotriva lor. A doua formulă a contestării vine dintr-o chestiune mai degrabă ușor egalitaristă, și anume extremismul. Extremismul sub forma lui interbelică este fie la stânga comunismul, fie la dreapta legionarismul. Acolo, de fapt, este contestat sistemul politic, nu este contestat suveranul în cazul legionarismului neapărat. Sigur, comuniștii mergeau pe un model distinct, dar aici trebuie să facem și aici o diferențiere clară. Comuniștii sunt mai degrabă din mediul minoritar și influenți în zonele Provinciilor Unite cu România la 1918 și mai puțin influenți în Oltenia sau Moldova. În vreme ce legionarismul s-a răspândit relativ uniform, dar tot foarte influent în Moldova, mai puțin influent în Oltenia, influent în mediul urban, mai puțin influent în mediul rural, să zicem. Ori contestarea a venit diferită. Nu, noi am vrea o altă societate. Noi nu vrem un autoritarism regal, noi vrem o societate nouă. E această societate nouă care să aducă fericirea, fie sub forma comunistă, fie sub forma fascistoidă a legionarismului, era de fapt contestarea democrației. Pentru că această populație înstrăinată de un stat care funcționa cum funcționa, a dat această formă. Astfel că în 1938, când regele Carol al II-lea renunță la democrație și renunță la Constituția din 23, mergând pe o nouă variantă autoritară, nu avem un conflict între democrație și autoritarismul regal, ci între autoritarismul regal și legionarismul ca extremist politic. Deci între două formule nedemocratice. Democrația nu a fost distrusă de regele Carol al II-lea. Democrația, de fapt, în România s-a sinucis. Asta s-a întâmplat, din păcate, în interbelic. Bun, ați punctat la un moment dat influențele economice, da? Cei care ajung în Parlament, facem în continuare paralela aceasta, nu? Foarte mulți dintre cei care ajung în Parlament sau ajung în guvern, nu? Sunt acuzați că au legătură cu marii, poate atunci erau mari proprietari, mari industriari sau așa, aici cu mari jucători de pe piața economică, care sponsorizează, care, pentru care un parlamentar sau un membru al guvernului face lobby. Se vorbea, cred că și la vremea respectivă, nu? Despre faptul că un om politic, da? Este pus acolo de nu știu care industriaș care trebuie să fie reprezentate, căruia trebuie să fie reprezentate interesele, nu? La negocierile pentru măsurile legislative la un moment dat în favoarea lui. Aici să știți că s-au confruntat în interbelic două concepte economice un pic diferite. Așa numită politică prin noi înșine a liberalilor, care susțineau o naționalizare a resurselor și a mediului economic, în sensul că naționalizare nu în sensul că se aparține de stat, se aparține de persoane private, dar capitalurile majoritare să fie românești. Și politica porților deschise, propuse de Transilvania prin Maniu și mediile economice din spatele lui Maniu, care propunea mai degrabă o liberalizare mai mare a mediului economic,
cu atragerea de investiții din străinătate pentru, să zicem, dezvoltarea economică. N-aș putea să vă zic care din cele două erau mai bune, deoarece s-a întâmplat ca în 1929, când în sfârșit ajunseseră țărăniște la guvernare, să vină criza economică și tocmai politica asta avea să fie funestă, deoarece tocmai mediile internaționale de unde așteptau ei să vină banii au intrat în crahul economic din 29. America, la scurt timp țările europene, Anglia, Franța, Germania, deci în principal țările industrializate au suferit atunci. Și sigur că n-a fost momentul potrivit pentru astfel de politică și de asta n-aș putea să vă zic cum ar fi fost bine. În schimb, ceea ce putem vedea și foarte greu totuși ne spun arhivele, găsim tot la serviciile de forță, pentru că ele fac documente și nu astăzi ne ușor să le citim. Și mai ales când fac sinteze foarte bune asupra mediului de afacere, asupra vieții politice, asupra grupurilor minoritare, asupra stării de spirit a populației. Ceea ce însă este mai greu de văzut este cine erau informatorii la vârf. Pentru că informatorii ăștia mărunți care erau de la prințatele Bucovine erau mai puțin importanți. Dar câteva nume noi avem. De exemplu, Mitiță Constantinescu, de două ori ministru la economie, cred că și la finanțe, și subsecretar de stat și el de vreo două ori. Era informatorul și unul din vârfurile liberalilor, care era informatorul serviciilor de informații. Acest SSI care avea rapoartele de la Mitiță Constantinescu, evident că vedeau care sunt băncile unde este capitalul liberalilor. Alea trebuiau protejate chiar cu legislația aferentă. La fel este Victor Iamandi, iar un nume cunoscut pentru cei care știu perioada interbelică și pe care îl avem ca informator al SSI. În schimb, de la țărăniști nu ne-a parvenit un nume important, dar nu știm dacă el a fost un informator vreodată. Alexandru Vaida Voievod. Însă oamenii din spatele lui erau informatorii SSI-ului și el avea alte grupuri. El la un moment dat se rupe de maniu și de fapt interesele erau, vă dau un simplu exemplu, Fabrica Mica. Fabrica Mica era la Decio St. Martin, este orașul Târnăveni de astăzi, era o fabrică produse chimice cu sare caustică, cu Dumnezeu știu ce făceau, sodă caustică cu sare, cu așa mai departe. Ei, acolo erau mai mulți oameni din mediile afaceri, care erau și politicieni. Vă dau de exemplu pe Mihail Manoilescu, care avea să fie guvernatorul Băncii Naționale la un moment dat, dar care n-au făcut politică la vârf. Ei nu intrau în... au ajuns maxim un ministru, au fost parlamentari, dar n-au fost niciodată președinții marilor partide. Ei și-au creat niște partide mărunțele, de fapt, rupând din partidul mamă, cum este cazul Gheorghe Brăteanu, care creează Partidul Național Liberal Gheorghe Brăteanu, sau cum este cazul Alexandru Vaida Voievod, care creează Frontul Românesc, rupând oameni de la PNC, de fapt din Ardeal de acolo, și care exact oamenii care aveau interese și aveau acțiuni la Mica. Manoilescu de peste Carpați și oamenii din spatele lui Vaida din Transilvania. Putem merge și să vedem la Malaxa cum erau lucrurile. Deși știm că Malaxa era foarte apropiat de cercurile lui Carol al II-lea și de Constantin Argetoianu. Apoi va intra în conflict cu Argetoianu, va trece cu legionare. Și dacă vorbim de legionari, Horea Sima a fost informatorul siguranței, deci a serviciului de informație a poliției, probabil și la SSI, deși fusese acolo târziu. Deci unul din cel care avea să ajungă liderul mișcării legionare la 1940, înainte de toate, fusese omul poliției. Vă dau un exemplu din lucrarea mea. Primul cuib legionar din Bucovina s-a creat la liceul silvic din Câmpul Lung. S-au dus tineri, erau elevi, s-au dus sus pe Rarău, au făcut ei un foc de tabără acolo, au depus ei un legământ și ori mai fi tras obeție, așa între noi fi spus. A doua zi deja toți erau la siguranță, să știa toată lista, că i-am găsit pe toți. De ce? Unul dintre ei trebuie să o fi spus, că cine ar avea altcineva să o facă? Pentru că ei țărace s-au dus chipurile în mare taină sus pe Rarău. Și nu stătea nimeni, nu stătea Mihail Morozov pe Rarău să vadă dacă vin ăștia. Și oricum un cuib de la niște liceeni din Câmpul Lung nu conta, dar deja se știa. În documente i-am găsit pe toți. Acum nu știu cine era ăla dintre ei care au dat informația. Însă revenind la vârf,
Sigur că cele două teorii se confruntă, cele două teorii economice. Din păcate, criza economică afectează mediul de afaceri, dar în spate sunt evident niște politicieni, uneori nu politicienii de la vârf, ci politicienii, să zicem, din rândul al doilea, care au roluri mai mult sau mai puțin importante. De aceea un ministru, un secretar de stat, nu e chiar așa un person. Un ministru îl mai vedem la televizor astăzi. Secretarul de stat mai rar îl știm. Însă el este omul din umbră care lucrează pe zona asta, relația. Dar și poate rămâne în guvern de la o guvernare la alta, nu? Nu, de la o guvernare la alta, ci dacă avem atât de multe guvernări, automat ei au venit repede. Și cum Mitiță Constantinescu, am zis, este membru al Partidului Liberal. Păi Partidul Liberal este singurul partid care are cele două mandate de 4 ani. Din toate guvernele din Interbelic. Deci 8 ani, numai prin astea două mandate, ei au fost la putere. Și atunci putem înțelege că existau lupte. Dar luptele astea înseamnă relația cu serviciile de forță, cu o Constituție care permite asta, cu un rege care... Fii cum este Ferdinand, privește un pic mai distant, dar este influențabil. Fii un Carol al II-lea care vrea să se implice, el vrea să fie regele jucător, dacă vrem. Avea și o camarilă, se poate. Da, păi acolo erau toate mediile economice și cu masoni și cu tot felul, de unde noi am putea să creăm întreaga teorie a conspirației, dar lucrurile funcționau foarte bine. Se vorbește foarte mult acum, în timpurile noastre, despre corupție, despre dosare de corupție, care au, știu, în care au fost introduși la oaltă oameni de afaceri, politicieni. Sunt cazuri dintre astea care să fie rupt gura presei și a opinii publice în perioada interbelică. Păi cred că de afacerea Škoda a auzit toată lumea, că acolo era vorba și de armament, deci erau bani importanți. Dar au existat foarte multe scandaluri de corupție la toate nivelele, adică afacerea Škoda a fost la nivel guvernamental, e adevărat, a fost un contract cu firmele din Cehoslovacia, Škoda le știam, Škoda se pronunță, pe care le știm și care au fost făcute sub guvernările țărăniste. După aceea, sigur că au fost niște lupte și în Camarilla. Camarilla aia nu e un grup de oameni din 1930 până în 1940. Pe parcursul acestui deceniu, ea a existat și înainte. A existat Camarilla din jurul Brătianu. Aceea dispăruse odată cu schimbarea, dispariția fizică a lui Ionel Brătianu, dispariția fizică a regelui Ferdinand, venirea la puterea țărăniștilor, apoi venirea lui regelui Carol în țară. El își va crea o camarilă a lui, nu va lucra cu cei care l-au îndepărtat de fapt de putere în anii 20, pentru că i-a urât pe liberali și pe acea echipă de liberali. Atunci el se va duce cu tinerii liberali a lui Guță Tătărescu și își va crea o camarilă, dar pe parcursul deceniului unii dispar, sunt îndepărtați, pentru că încep să deranjeze alte cercuri care sunt mai influente. E de fapt un joc de poker, cel care pierde este îndepărtat de la masă, că vine altcineva. Apropo de asta, că ei jucau de foarte multe ori cărți cu regele și îl lăsau întotdeauna pe rege să câștige. Deși lui îi plăcea ideea, vorbind de Carol. Îl flata chestia asta și se obișnuise cu ea. Dar e chiar, cred că Malaxa cu Auschwitz, nu mai știu dacă nu, ei doi vorbeau după prima lor întâlnire și când regele a câștigat potul cel mare pus de ei pe masă acolo și unul dintre ei se îndreaptă, îi trage atenția celuilalt, este omul nostru. Deci clar că ne vom înțelege cu el, ceea ce s-a și întâmplat. Probleme. Bun, pomeneam la un moment dat despre faptul că dintr-un partid mare s-au rupt partidulețe și din partidulețe alte partidulețe și alte. Erau un fel de fragmentare politică, nu erau doar două partide mari și am vorbit doar despre țărăniști și liberali. Nu, erau acele dacă partide mici, izvorâte, nu cumva s-au rupte. La guvernare ar trebui un pic să vorbim de instabilitatea guvernamentală. Ei, la 33 de guverne, dacă punem și perioada imediat după, noi avem, de fapt, la început, partidele conservatoare, care odată cu reforma conservatoare dispar. Ele nu mai intră în Parlament după 1922. Iar vechiul Partid Conservator se rupsese în două, deoarece era Marghiloman și cu Tache Ionescu, care nu se înțelegeau între ei și nu încăpeau în aceeași cu două săbi. Dispariția lor face loc liberalilor lui Brătianu.
Dar între ei și Brătianu avem o guvernare a lui Alexandru Averescu, cel care de fapt aplică reforma agrară, și anterior o guvernare a lui Alexandru Vaida Voievod, cu un fel de front de Uniune Națională, deci un fel de guvernare, de tehnocrație, am zice noi, dar de fapt erau membri din partide care să aibă o majoritate politică, trebuia semnat tratatul de la sfârșitul primului război mondial și a fost necesar. În momentul în care se așează lucrurile, îi avem pe liberal. După liberal vin din 22 în 26, vine din nou Partidul Poporului al lui Averescu, averescanii, cum erau cunoscuți. Dar ce constatăm aici? Și este o sintagmă istoriografică, zestrea guvernamentală. Constatăm următorul lucru, că partidul care obține victoria, le obține într-o manieră categorică, pentru că în momentul în care intră în opoziție, să aibă un vot foarte mic. Și vă dau exemplu. În 20, liberalii obțin, în 22 luăm prima dată, obțin peste 60%. Pentru că în 26, când organizează Partidul Poporului, se obțină 7% și din nou 60 și ceva la sută în 28. Pentru a coborî la 6% în 27 și în 28 să coboare din nou la 6% când vin țărăniștii. Asta cine arată? Că s-a erodat atât de mult imaginea liberalilor din 27 în 28, când în 26 iau 6%, în 27 iau 70%, în 28 iau din nou 6%. Cifrele sunt rotunjite, nu sunt exacte. Nu asta era. Era vorba de zestea electorală. De fapt, de partidul care organiza alegerile și care era întotdeauna primul pe listă și majoritatea populației care mergea la vot, vota cu primul pe listă. Ei, în momentul în care ajungea partidul la 6%, deci intra în opoziție, atunci începeau aceste, să zicem, confruntări, convulții interne. Și acolo unde se întâlnesc două persoane care nu se suportă, sigur că unul își face de regulă un partid. Așa avem, de exemplu, Partidul Național Țărănesc, da? Și avem Partidul Țărănesc Grigore Iunian, un doljean cu vechi state politice, tatăl său fusese parlamentar în perioada antebelică. Avem Partidul Țărănesc Radical al lui doctorul Nicolae Lupu. Partidele astea nu reușesc însă să prindă Parlamentul. De cele mai multe ori ele nu obțin pragul electoral, care era 2%, nu era foarte mare. Tu puteai câștiga alegerile la nivelul unei circumscripții electorale ca personalitate cunoscută, Grigore Iunian în Dolj, de exemplu. În Gorj, e din Gorj, nu din Dolj. Dar dacă partidul nu obținea votul la nivel național, pragul de 2%, venea cel de pe locul 2. Și atunci asigur că cel care a obținut al doilea număr de voturi nu ajungeau la guvernare. La fel se întâmplă la liberali. Și atunci nouă ni se pare că e sunt foarte multe partide politice, dar realitatea nu sunt atât de multe. Ce se întâmplă cu oamenii? Hai să luăm așa. Am zis că partidele conservatori au dispărut. Bine, dar și conservatorii? Nu. Ei se regăsesc cei mai mulți în Partidul Averescan. După ce Partidul Averescan se erodează, el nu mai ajunge la putere niciodată și nu va mai fi adus de Carol al doilea niciodată, ăia se regăsesc în partidul, la tinerii liberali, al lui Guță Tătărescu, sau în partidele astea ciudățile, gen Frontul Românesc al lui Vaida Voievod. Sau unii, mai radicali, se duc către partidele care apar în perioada interbelică. Și aici avem partidele, în principiu, care vorbesc de partidele de la putere. Este Partidul Național Democrat, care este creat de Ace Cuza și Nicolae Iorga înainte de primul război mondial și care până în 23 merge ca partid, nu obține nimic și atunci Ace Cuza își creează Liga Apărării Național Creștine, care va da deputați, mai ales aici în Bucovina. La Rădăuță acolo aveau tot timpul pe Nichifor Robor, o să vă povestesc despre el, nu o să vorbim despre Parlament, să vedeți ce personaj de incredibil. Ei obțin undeva în 4-5% și sunt reprezentați în Parlament. În anii 30, Liga se rupe, pentru că pleacă gruparea codrenistă și creează Legiunea Arhanghelului Mihail și așa mai știu mai departe, Mișcarea Legionară de mai târziu, iar gruparea lui Cuza fuzionează cu gruparea lui Goga, care Goga se ceartă cu Maniu, pleacă de la Maniu la Averescu. E bine cu Averescu, dar cât e Averescu la putere, când Averescu intră în opoziție, își creează propriul lui partid, Partidul Național, pentru ca să-l unească după aia cu partidul lui Argetoianu,
Pentru că Argetoianu pleacă și el dintr-un partid pentru a-și crea o astfel de formațiune, atunci când face fuziunea cu Iorga și este adus un guvern din nou de Uniune Națională, cum a fost Vaida în 19, în 32, în 31, în condițiile crizei. După care ăla pică, vin din nou țărăniști și se duce Goga și face cu Acecuza Partidul Național Creștin. Deci, de fapt, ei merg dintr-un partid în altul și partidele astea mici apar în momentul în care un partid mare iese din sfera puterii. Așa se întâmplă. Și sigur, se poate întâmpla în multe cazuri, Iorga cu Acecuza nu fusese niciodată la putere. Dar la cât erau de vanitoși și unul și altul, n-aveau cum să încapă în același, două săbi în aceeași teacă, formula le-a mâncat cu ei aparține unei legat de cei doi. Și atunci, sigur, Cuza merge cu Lancu, Iorga își face partidul, merge cu partidul lui mai departe, fuzionează cu unii, fuzionează cu alții pentru a face o guvernare, după aia intră din nou în opoziție, după aia nu va mai susține democrația, va susține pe Carol al II-lea, după aia se va opune lui Carol al II-lea, pentru că nu-l suporta pe Armand Călinescu, de exemplu. Celebra formulă așa de violență de limbaj. Da? Iorga face la un moment dat la curs, el preda la Academia Comercială. Toată lumea îmi pare că la istorie, dar el la Academia Comercială avea atunci oare. Și spune, știți, era genul de om care spunea, eu știu, voi nu știți nimic, numai eu știu. Știți, să vă zic eu când eu știu, în dinastia Hohenzollern, odată la patru generații se naște un nebun. Și după aia le se spune, să nu credeți că nu suntem la a patra generație. Evident că unul din studenți fusese informatorul siguranței. Armand Călinescu este omul lui Carol al II-lea. Și spune lui Armand Călinescu. Armand Călinescu îi spune regelui. Uite ce a spus domnul profesor la curs. Carol îi spune regelui. Domnule profesor, am auzit ce spuneți dumneavoastră pe acolo, pe la curs, despre mine, studenților. Știți că ar fi bine să vă mai potoliți. La care Iorga îl interpelează pe Armand Călinescu în Parlament. Armand Călinescu era cunoscut și prin faptul că îi lipsea un ochi și avea nu știu cum să-i spune astea, care îi acoperea un ochi. Și Iorga vine în Parlament și cam așa era discursul. Domnilor, am auzit că unii dintre voi mă trădează la rege. N-am să dau nume, dar dacă o mai face, am să-i scot și celălalt ochi. Cam asta era Iorga. Era bun, din păcate amândoi au avut o soartă tragică. Se apropie timpul de final alocat emisiunii noastre. Stimați telespectatori, cu promisiunea că peste două săptămâni ne revedem cu domnul profesor. Și atunci vom adânci o sumedenie de teme care vor viza niște aspecte din politica interbelică cu conexiunile de la sine înțelese cu ceea ce se întâmplă în politica românească acum. Am înțeles că nu e nimic nou sub soare, domnule profesor. Da, mi-ar face plăcere, am văzut că v-a amuzat citatul din Iorga, să vă aduc câteva citate din Parlamentul României interbelice, să vedem dacă nu seamănă școala de astăzi. Bun, eu vă promit niște citate din Păstorel Teodorean, a scris o cărticică despre Iorga, care nu l-a aranjat prea mult pe marele profesor la emisiunea viitoare. Dar știți că despre Iorga se spunea că domnul Iorga are multă minte, dar nu toată e bună. Noi nu am trăit în vremurile lor, dar putem să privim lucrurile cu oarecare detașare. Vă mulțumesc tare mult, domnule profesor Radu Bruja. Mulțumesc tare mult, stimați telespectatori. Ne revedem cu domnul profesor peste două săptămâni. Cu drag!